Centrul Capitalei a fost din nou blocat astăzi de participanții la protestul organizat de fermieri. Transportul a fost redirecționat pe străzile adiacente, unde s-au format ambuteiaje. Cel mai dificil este în aceste zile echipelor de urgență, așa cum traseul spre centrul COVID și Institutul de Urgență trece exact pe segmentul blocat de protestatari. Coloane din zeci de mașini mai mult au staționat decât au circulat pe strada București. De câteva zile, șoferii care au traseul prin centrul capitalei sunt nevoiți să ocolească bulevardul Ștefan cel Mare pentru a ajunge la destinație. Foarte rău, nu cred că din cauza protestelor care au loc acum. Cineva întârzie, cineva lucrează, este complicat. E foarte complicat acum prin centrul din mers. București e plin, e aglomerat, aici tot e aglomerat, adică la deal tot e foarte greu, e complicat acum. Șoferii spun că strada și așa e destul de încărcată, iar în ultimele zile stau în ambuteiaje mult mai mult. În principiu, în ceas pic zis o vreme probke, nu ne de такой степени. Раза в два точно медленнее, чем обычно. Еду 3 км 15 минут уже. Tot din cauza protestelor, pe strada București au fost redirecționate și troleibuzele. Schimbările au fost făcute pe rutele 1, 4, 5, 8, 22 și 34.